Păi, pe scurt, îi auziți cum se laudă cu ieftinirea gazelor, a curentului? Se laudă cei care ne-au furat până acum. Și noi, ca și cum, trebuie să ne bucurăm că de acum încolo ei ne vor fura cu mai puțin. Ne fac o mare pomană, nu-i așa? Astă toamnă, mii de cetățeni protestau lângă ANRE și protestul nu a avut niciun efect. Cum a venit Filip, cum ANRE ne promite că va coborî prețurile? Eu nu aș vrea să-l întreb pe Filip, dar cine ne întoarce nouă banii pe care i-am plătit în plus până acum? Conform datelor care le avem la dispoziție, putem face concluzia că există premize pentru ca prețul final la cumpărător să înregistreze o diminuare de preț de până la 10%. Știți că în ultima jumătate de an la Moldova Gaz au avut loc mai multe percheziții. Și s-a descoperit că această Moldova Gaz a fondat zeci de firme și companii cu care punea în practică tot felul de scheme criminale. De pildă, aceste firme procurau gaze la prețuri mult mai mici decât noi ceilalți consumatori, iar diferența de prețuri era inclusă în facturile noastre. Sau o altă schemă, o firmă oarecare semna cu Moldova Gaz contract de lucrări sau servicii, numai că lucrările și serviciile se făceau doar pe hârtie, iar banii erau iarăși incluși în facturile noastre. Filip, cine ne întoarce nouă banii pe care i-am plătit pentru lucrări și servicii care nu s-au făcut niciodată la Moldova Gaz? Procurorii și mascații au făcut percheziții în birourile șefilor întreprinderilor Moldova Gaz și Chișinău Gaz, precum și la domiciliile acestora. Potrivit procurorilor, directorii Moldova Gaz și Chișinău Gaz sunt suspectați de depășirea atribuțiilor de serviciu și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Șefii celor două întreprinderi sunt bănuiți că ar fi creat o schemă prin care livrau ilegal gaze unor firme, iar pierderile erau achitate de către consumatorii casnici. Dar stați că furturile despre care v-am vorbit până aici sunt un fleac, pe lângă cele despre care o să vă spun în continuare. Deja știți că noi procurăm energie electrică din Transnistria, de la centrala din Ciurgan. Această centrală produce curent pe bază de gaze. Care gaze vin de unde? De la noi, de la Moldova Gaz. Dar știți că transnistrenii nu plătesc aceste gaze. Nu plătesc niciun bănuț. Costurile intră în datoria Moldova Gaz, adică a Moldovei, către Rusia. Moldova are acum față de Gazprom o datorie de 4 miliarde și jumătate de dolari, dintre care ale noastre, ale Moldovei, sunt doar jumătate de miliard. Restul 4 miliarde sunt ale Transnistriei. Și acum să vedem schema. Fiindcă nu plătești gazele, centrala de la Cuciurgan cheltuiește 1,75 cent pentru producerea unui kilowatt. Iar când ne-l vând nou acest kilowatt, ei bagă în cost și prețul gazelor, pentru care, cum vă spuneam, ei nu plătesc. Deci ei cheltuiesc 1,75 cent, iar nou ne-l vând cu 6,80 cent. Deci, pe de o parte, vedeți, noi plătim această diferență, pe de altă parte, aceeași sumă se adună în datoria noastră către Gazprom. Dar unde se duce diferența de 5 cenți? O parte merge în bugetul Transnistrei, alta către o firmă, Energo Capital, la care, v-am mai spus, au atribuții Plahotniuc și Șefciuc. Vă dați seama ce spun? Deci noi, pe de o parte, susținem economia Transnistriei, adică îi susținem pe separatiști, pe de altă parte, îi îmbogățim pe Plahotniuc și Șefciuc. Și după toate astea, Filip se laudă că de acum încolo vom cumpăra kilovatul de la transnistreni mai ieftin. Nu cu 6,80 cenți, dar cu 4,90 cenți. Iar costul de producție, cum vă spuneam, rămâne același, de 1,70 cenți. Dar știți că noi am putea cumpăra energie electrică mult mai ieftină din Ucraina, de pildă? Tot așa cum am putea procura gaze mai ieftine din România? Dar cum să procurăm mai ieftin de acolo când putem mai scump din Transnistria? Mai pe scurt, iarăși nu pot să nu-l întreb pe Filip. Cine o să ne întoarcă nouă banii, domnule, cât am plătit până acum în plus câte 6,8 cenți kilowattul? Și cei pe care o să-i plătim în plus de acum încolo la prețul de 4,9 cenți.